Ia uite. De unde ai? Am cumpărat-o de la chioșc. Ai apărut pe coperta. Ce se întâmplă? Nu știu ce se întâmplă, dar... Tocmai am fost anunțată că o să prezint știrile sportive. Nu pot să cred. Nici eu nu pot să cred. Nici eu nu am reușit. Nici nu pot să cred că am reușit. Bravo! Ce avem aici, Codruță? Dumnezeule, Rosa! Dar cum au... Cum ajuns în halul ăsta? Am găsit o bătută și înjunghiată. Animale! Pregătiți sala de operație, are hemoragie internă, aduceți-mi și două unități de sânge a doi. Reunește-te! Cunosc foarte bine pe femeia ta. Repede! Gata, asta. Medalia mea de scopino. A furat copilul să îmi luăm mare medalia mea. Roza, stai liniștită. Medaliană, copilul. Ai grijă, medaliană. Roza, liniștește-te. Liniștește-te. Da, da, stai liniștită. Hai, mă, odată, mă. Aul, dragon. Aul. Ești mă, fata, ești. Ce vrei? Ce faci acolo? Am treabă, pleacă de aici. Îți zic eu mai încolo. Da. Poți vorbi? Și mai repede, că n-am timp de vrășa. Rosa a dispariut, e... Nici copii nu acasă. Păi și de unde vrei să știu eu? Hai, poate sun eu mai rău. Ce ai, mă? Ce vorbești la telefon? Probleme? Da. Cu niște băieți de-ai mei. Așa. Vor să le bag o mașină pe piață. Băi, dar parcă ți interzisesem să te mai ocupi de găinării de-astea. Deci dacă mă dai afară, am și eu niște relații, nu știu. Uite, poate că te dau. Stai așa, nu te așeza, nu? Ce? Nu aia, prejad. Băiatul tău are o mare surpriză pentru tine. Da? Păi, Herman, sper să nu mă dezamăgești. Bravo, tată. Bravo. Hai. Să zicem că ai vrea să te duci în dormitor la tine acum. Ce ți-ai dorit tu cel mai mult pe lumea asta să găsești acolo? Zi, bre! Zi! Stai, bre! Ia, poftiți! Ești, mă, la fac, mă, nu tu, prostul, dreacu, nu ăsta vrei. Ce aveți, ați nebunit de tot. Foarte tare. Stai acum, strici tu surpriza, hă? Te bași tu în seamă. Eu știam ce faci tu acolo. Ce puteam să fac, să-i pun bombe lui tata, ce făceam? Crezi că ești bună, da, vreau să mă fac și în seamă. Nu pot să fac și eu lucruri bune, sau cum e? Bă, până acum n-ai clar cu tot. Ești nebun. Hai, pune ceva să bem, că mă simt bine. Băi, Maricico, mă, mi-aduci, mă, odată ceaiul ăla sau ceva, aștept de 3 ore. Vino o dată, dragă, pune ceaiul aici. Lasă-mă în pace, mă, nu vezi că e galbenă la față, nu știu ce are, nu se simte bine. Galbenă de somn, dar tare mult. Doamna Renata, nu coborât. Coboară? N-a coborât, nu coboară, nu știu ce face, doarme. Nu se mai poate înțelege nimeni cu ea. Mă, ce te citează odată, domnule, nici nu s-a întors bine și ai și început. Păi n-a coborât că nu se simte bine. Păi ce aici, dragă? În casa asta e sanatoriu? Toată lumea e bolnavă! Păi, eu dacă era după voi, era mort și îngropat. Tu n-ai nimic, iubito. Tu n-ai nimic. Unde te doare? Ce pe tine? Ba, mă doare, mă doare. Păi te doare, știu unde te doare. Gata! Te doare rău? Te rog, încetează, gata! Bună. Bună, bună. Maricica? Da, da. Fă-mi și mie un ceai de mușețel tare, da? Da.
Era în altă parte. Și cu tine e fata ta, adică dorme atâta. Păi nu așa se învinge boala iubito. De ce vorbești așa cu ea? Păi te, bă, vorbesc cu, cu ea cum aș fi vrut să se vorbească cu mine când eram eu bolnav. Că trebuie să lupți, mă, cu boala. Trebuie să fii învingător, nu să fii laș și moale. Are dreptate. Are dreptate. Adevărul e că trebuie să-mi ies din starea asta așa muribundă, da? Uite. Acum vorbește ca un adevărat dumbrav. Așa, așa, o dumbravă este o luptătoare. Nu este o... Bună. Ce bună faci, mamă? Bine, îmi pare rău că am dormit atâta, dar sesiunea asta m-a obosit foarte tare. Au fost cele mai grele examene. E, da, dar le-ai luat cu 10. Toate cu 10. Adevărată dumbravă. Nu se plânge, e o vingătoare. Cum a zis? Tu cum ai dormit, mamă? Bine. Am dormit și am sfârșit 5 ore. Vreau să mă scol să mă duc să vărs. Auzi, dar totul... Renata, mă, fetelor, adică tu ar trebui să știi, mai durează mult efectele la chimioterapia asta nenorocită. Nu știu. Depinde. O zi, o săptămână, o lună. Depinde de organism. O lună, dragă, ce o lună? Că mă deprim. Da, tata are dreptate, că trebuie să iați toate chimicalele din corp. E normal. Și ai văzut, există niște tratamente să scoți chimicalele astea mai repede, iei niște pastile ca să scoți, măi, îți dau o pastile de la mine, că eu iau cu pumnul, îți dau câteva pastile și scap. Și cum, tată? Ai, ai, ai. Să iau alte chimicale ca să le scot pe celelalte? Nu mai există. Trebuie doar să mă odihnesc și să mă relaxez atât. Cu fetițele ai vorbit? Nu, încă dorm. Să vorbesc eu la mai târziu. Păi da. Vă rog, îi spuneți voi, Maricica, să mă aducă și mie ceaiul sus, în cameră. Mă, mama, nu vrei să vin cu tine? Nu, mi-e bine. Gege, da, mamă, te-am rugat să fii mai blând cu ea. Operația, chimioterapia, tu crezi că astea sunt lucruri peste care se trece așa ușor? Crezi. Și apoi nici nu știm dacă a împins boala asta. Mă, lasă-mă în pace, mă. Ce, bă, tu crezi că mie nu mi se rupe inima când o văd așa, mă? Dar ce vrei să fac, mă, boala asta nu cedează dacă ești slab. Trebuie să te lupți cu ea, mă, înțelegi? Da, da, are dreptate. Voința și optimismul sunt cele mai bune medicamente. Uite! Știu, mă, fată, știu, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii atât de agresiv cu ea. Măi, Irina, spune-mi și mie, când ne dă Toma rezultatele la analizele alea? Măcar să știm și noi o treabă. Știu, dragă, eu știu deja că s-a vindecat. De te-ar auzi. De m-ar auzi Dumnezeu. Știu! Păi, bine. O să vorbesc mai blând cu ea, ai dreptate, o să fiu mai blând. Dar o să plâng, o să o vezi mereu plângând, înțelegi? Are la tata. Oh. Îți mulțumesc. Că mi l-ai adus pe tiță înapoi. Bravo. Păi nu-i bine, tată și frățiorul meu. Da. Unde e Roza? De ce ai făcut o chestie asta? Păi ce vrei să fac, tată? Să-i zic să rămână, mamă? Hă? De ce, mă? De ce ai făcut, mă, chestia asta? Păi nu trebuia să mă aduci aici! Am și eu niște lucruri să-i spun! Ce lucru ești așa, măi, Armando? Bă, că faci un lucru! Fă-l mă la capă, bă, dar mare! Te bă, faci lucru. Tot eu sunt. Fraier sunt eu. Ce trebuia să fac? Să iau un braț, să o pup, ce să-i fac? Ha? Nu mai beau, mă, ia de aici, că mă îmbăj și după aia te iau și la bătaie pe aici. Pleacă, dracu, știu de aici. Umpli de nervi și tu. Ce, au, cum mă, cu Roza? Păi ce-i treaba ta, mă? Tu de unde dracu ai apărut? Ha? Du-te în treaba ta, n-ai treabă. Lasă-mă că am nervi, trăiască familia ta, lasă-mă. Mai trăiește? Dar de ce vrei tu, mă, să știi dacă trăiește? Ce, vrei să te duci tu să o salvezi sau ce? Hă?
Faci tu pe băiatul bun? Ce vrei? Că nu înțeleg. Frate, eram curios și eu, ce nu mai ții la discuție sau ce? Nu, nu mai țin, nu vreau să vorbesc cu tine. E bine? Ce vrei să fac? M-am dus, am găsit-o și n-am avut de căcuții la mine. M-am apucat și am jucat X0 pe aia. Altceva, mai vrei să știi? Și am aruncat într-un canal. Mulțumit? Acum du-te, să trăiască familia, te lasă-mă. Curva drept. Poftă bună. Mersi. Am văzut-o pe Renata. Ea de ce nu poartă perucă? Pentru că o deprimă ideea. Și asta nu e mai rău? Hai mă, nu începe și tu ca taică tău. Ce-am zis? Ce-am zis? Am zis doar că poartă baticul ăla și zici că îi scrie pe frunte, am cancer. Așa cel puțin n-ați zis voi să o scoatem din starea asta, facem ceva, luăm o perucă, arată mai bine. Da, are dreptate. Și ar trebui să facem ceva să ridicăm moralul. Păi atunci hai să-i cumpărăm o perucă. Mai mult. Bre, tăticule, dar de ce mergem noi la muzeu, bre? E vreo combinație, ceva? Nu. Ba da, am înțeles, mergem să vedem niște curve, să... Ce curve, bă, la muzeu? Păi cum? Există acum niște fete de alea școlite care merge pe la facultăți, pe stă ziua prin biblioteci, lucrează pe muzee și seara scapă piciorul și hop, sunt ce la produsă, să vezi. Ah. Dar ale noastre, pe ITR, cum merge? A, merge foarte bine, să știi, ai avut o idee foarte bună cu internetul, pentru că fetele acum face mulți bani, nici nu iese pe stradă, uite, Lilica și cu asta, cum o cheamă, cu asta, Monalisa. Asta, Lilica și cu Monalisa stă acasă, sună băieții, le cheamă, se duce la ei și scoate banul gros. Mă, sper că nu plătim noi transportul, da? A, nu plătim, bine, tăticule, pe cum aici, matale, se face profit maximum. E de ajuns să zici maxim. E pneumatic dacă zici de două ori. Da, bre, că... Bre, tăticule, matale, știi că ești deștept, știi? Așa e. Dar de ce mergem noi la muzeu? Nu mai m-ai întrebat odată? Da, dar nu mai mi-ai răspuns. Corect. Mergem să vedem blazoane. Să vedem dacă vreodată cineva în istoria istoriilor mai a avut un blazon ca al meu. Ca la familia noastră, ca al nostru. Ca de fapt al meu. Dar să știi că e bune astea la muzeu. Pentru că are o meserie, are un job și are și un hobby. Bă, să te întreb eu pe tine, care e hobby dintre toate astea? Păi, eu cred că hobby e asta cu meseria. Da. Astea e mai greu de stăpânit. Pentru că care are un job, are și o independență. Dacă e numai cu meserie, asta le ții tu pe ele în frâu. Dar care are un job, are independență. Mămică, da. Te ții după mașina aia roșie, da? Da, da. Vezi roșu așa, nu confuz cu verde, a? Da, doamne, da. Bravo. Dacă ăștia merge la curve. Uite-te tu la mine cu mânuțile astea două. Ce? Ți-i castrez. Eu sunt total de acord cu tine, dar Steven nu trebuie să-l mai lăs să facă și mie copilul. Fă pe pepnile bun. Uite așa, ca medalile alea de la invalizii de război. Uite așa, le umplu peptul cu ele. Dacă am cu ce? Dacă nu, mai găsim noi clienți. Nu-i așa, domnul șofer? Așa e, doamnă. Ia uite, e donator. Dar ce e aceea unde au oprit ei? Muzeul Național de Istorie. Măgăoaia asta e muzeu? Nu, dar ce mare e. Oprim? Vreți să coborâți aici? Da, vrem să coborâm. Mămică, dar dacă...
Dacă ne vede ăștia și se umple de spume și ne ia la bătaie? Nu mai vrei să coborâm, așteptăm. Bine, domn, dar ceasul merge. Extraordinar. Păi foarte bine, bre, că merge ceasul. Că dacă ți se oprea ceasul, ce dracu te făceai? Auzi, știi care-i treaba? Eu am bani, dacă vreau, descumpăr mașina asta cu totul și dau și foc. Uite așa, semn de protest. Na. Bine, domn. Am zis, mămică, dacă tot o să stăm aici să ne benoclăm după ăștia, nu halim și noi ceva de bun. Da. Domnul... Da, da. Ia fii atent la ce ușor la mine. Ia pe culea așa niște bani și să te ducă ne iei și nouă ceva de haleală, da? Niște curoazante, niște alea, ceva. Da, da, nu mă duc. Dar să nu fugiți cu mașina. Ce bun a fost asta! Da, de nenea ta simetrisul, să știi că visul meu din copilărie era să fac ce faci mă ta, adică să fiu ta simetrisul. Da, și al meu la fel. Știi cum îți împim mașina dacă vreau, dar nu mai găsești. Haide mai repede, da? Oprește și miscă mușchiulețea. Să-ți vă mersul, să poate așa ceva. Te rugăm! Mulțumim frumos, ești amabil, așa.